Un om duce la târg un lup, o capră și o varză. Ajunge în dreptul unui râu și trebuie să treacă peste o punte îngustă. Cum va proceda el? Regăsim ceva din celebra problemă de logică în situația politică ilogică de astăzi. PNL spune niciodată PSD. USR este setat pe niciodată Câțu. UDMR, știm, nu vrea niciodată în opoziție. Iar PSD, PSD vrea anticipate, dar nu prea. Vrea premier, dar nu primește și așa mai departe. Decideți dumneavoastră cine este lupul, capra și varza din politică. Eu aș spune că totul este o varză. Suntem în criza asta sanitară. Nu am reușit să-i convinge pe români să se vaccineze, dar nu putem pune cap la cap câteva partide pentru a forma un guvern cu drepturi depline. Ajungem să-i regretăm pe Băsescu și Ponta. Cu mai multe partide în Parlament, poate am fi reușit să ieșim din criză mai repede. Bine v-am găsit, sunt Ionel Lespuc. Urmăriți actualul regional politic de la TVR Cluj. Despre problema de logică politică discutăm astăzi. Invitații mei sunt Lucian Romașcanu din partea PSD, Zocăriaș Benedec din partea UDMR și Florin Gliga din partea PNL. Suntem live și pe Facebook. Puteți să ne trimiteți acolo întrebări și opinii. Bună seara, domnilor. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a participa la emisiune. Bună seara. Bun, l-am văzut la ora 18 astăzi pe președintele Iohannis. Aș vrea să începem cu asta, discuția noastră din această seară. Domnul președinte Klaus Iohannis a spus că nu dorește un guvern minoritar, că următorul premier va fi desemnat după ce se va forma o majoritate asumată. Eu vă întreb acum, vin la dumneavoastră, domnule Romașcanu, de ce a spus asta domnul Iohannis, având în vedere că deja a desemnat doi premieri, Dacian Cioloș și domnul Ciucă, amândoi cu perspectiva de a forma chiar un guvern minoritar. Acum eu nu mai știu exact dacă a fost intenția domnului Iohannis să aibă guvern minoritar sau să, mă rog, cei desemnați să se ducă către guverne minoritare, dar pentru prima oară în foarte mult timp, timp să-i dau dreptate, trebuie să existe o majoritate totuși discutată și dacă această majoritate nu se poate întâmpla, să mergem la acele anticipate de care toată lumea fuge, dar atât cât sunt în Constituție, ele sunt perfect legale. În momentul de față, sigur că situația pandemică și criza energiei și toate problemele sociale nu au cum să lase loc la anticipate și mizăm pe deschiderea și pe inteligența oamenilor politici la vârf în acest moment, iar pozițiile personale să nu fie cele care dictează mișcările politice, ci să fim dincolo totuși de interesele personale sau de grup și să ne gândim la ce avem de făcut acum pentru țară. Da, deci, per total, pe final, ca să trag concluzia, cred că domnul Iohannis face bine că cere să se vină cu o majoritate. Dar putea să ceară asta de la început, nu? Putea să ceară asta de la prima desemnare. Sigur că putea să o ceară și a fost o greșeală poate a domniei sale, poate a celor care s-au gândit că pot să facă lucrurile și nu le-au făcut și au ținut 20 de zile România blocată în decese cu sutele în fiecare zi și probleme pe care le știe toată lumea, deja nu trebuie să le mai spunem. Dar acum o majoritate trebuie să întâmple, domnul Iohannis trebuie să joace un rol activ în medierea pe care i-o cere Constituția și sper într-un termen foarte scurt să avem un guvern. Domnule Gliga, cum se vede de la Cluj ce se întâmplă la București? Nouă ni se pare că domnul Câțu vrea neapărat să fie următorul premier desemnat. De aceea probabil că, nu știu, ține ușa semi-închisă pentru USR. Nu sunt de acord cu dumneavoastră și nici nu aș mai așa pe o asemenea idee, pentru că partidul în sine are înțelepciunea lui și domnul președinte Câțu nu este un personaj care o persoană care să țină cu orice preț de anumite poziții atunci când interesul partidului de a duce mai departe o guvernare bună este primează. Pe de altă parte, nevoia unui guvern și de la Cluj și din, cred că din toată țara, nevoia unui guvern cu puteri depline în această perioadă, într-o perioadă de criză, de crize suprapuse, am putea spune, atât pandemică cât și socială, generată de criza din energie și tot
avântul ăsta pe care l-au luat prețurile în piața mondială. Un guvern cu puteri de pline în acest moment este de dorit și cât mai repede, pentru a putea avea reacții rapide și pentru a putea decide cât de repede atât intervenții de moment cât și politici pentru perioada următoare. Deci, pe de altă parte, o necesitate a unei guvern cu o stabilitate în Parlament, noi de la PNL o știm cel mai bine, pentru că în momentul de față, noastră vorbeați de o fabulă mai devreme, dar noi în momentul de față, PNL-ul în momentul de față asigură guvernarea în condiții limitate, trebuie să o spunem, și PNL-ul ar dori să iasă din acest clișeu și să asigure o guvernare stabilă cât mai repede și cred că asta ar dorește și președintele României. Deci, ca atare, aceste discuții și aceste precizări ale președintelui, cred că sunt binevenite. Da, l-avem prin telefon alături de noi pe domnul Zocoriaș Benedec, vicelerul deputaților UDMR. Ne auziți, domnule Zocoriaș? Da, bună seara. Noastră ca... Sigur, partid care formează guvernul împreună cu PNL în acest moment, acesta demisionar, sunteți un spectator a ceea ce se întâmplă pe scena politică. În mod normal, indiferent ce se întâmplă, veți fi acolo în guvern. Deși, totuși, dacă se va întâmpla o alianță între PNL și PSD, s-ar putea să nu mai fie nevoie de UDMR. Deci, în primul rând, nu suntem spectatori, ci suntem factorul de echilibru la ora actuală și cam de două luni suntem acest factor de echilibru, ceea ce se demonstrează și prin sondaje. Dacă stăm să ne uităm că președintele nostru, Kelemen Hunor, a ajuns la 13% în sondaje, înseamnă ceva. Înseamnă că prin discursul dânsului și prin comportamentul dânsului, respectiv a miniștrilor noștri și a întregii uniuni, oamenii au văzut că suntem factorul de echilibru. Acel factor care tot timpul am spus, haide să ne așezăm la masă, haide să discutăm, haide să negociem, haide să nu ne obligăm să ne punem unii pe alții la colț. Și dacă se continuă, există orice posibilitate, orice scenariu este posibil. Dar spre ce dreaptă lucrurile de cum se vede azi, va fi o alianță PNL-PSD. Va fi sau nu va fi nevoie de noi? Eu spun că va fi nevoie, tocmai pentru că am fost acest factor de echilibru în primul rând și în al doilea rând, dacă stăm să ne gândim că mulți colegi din PNL au ieșit din grupul PNL-ului și s-ar putea să mai iasă, atunci la un calcul riguros sau la un calcul foarte rece, se vede că s-ar putea să mai fie nevoie de încă cineva și acel cineva probabil o să fim noi. Domnule Zocoriaș, vorbeați despre cele 13% din sondaje ale domnului Kelemen. Asta v-a încurajat să veniți cu ideea de a propune un premier la consultările cu președintele Klaus Iohannis? Se vorbește despre asta. Decizia a fost luată înainte ca să se vadă aceste sondaje și noi zicem că este o decizie corectă după ce s-a întâmplat în ultimele două luni în politica românească. Mai mult de atât, sunt sigur că o astfel de soluție ar fi benefic pentru toată lumea. Bun, în seara aceasta, după ce a ieșit președintele Klaus Iohannis, au ieșit la declarații și liderii partidelor PNL și PSD, domnul Florin Câțu, respectiv domnul Marcel Ciolacu. Au stat două ore reprezentanții celor două partide în negocieri. Domnule Rămașcanu, oare știți ce s-a discutat acolo? Cum s-a ieșit de la aceste discuții, a părut că relația dintre PNL și PSD s-a încălzit, nu mai este PSD dușmanul poporului. Domnul Câțu a refuzat să răspundă la o întrebare de acest fel. Dimpotrivă, a spus că sunt multe lucruri care unesc cele două partide. În primul rând ar trebui să fie o lecție de maturitate în politică pentru toată lumea implicată. Marcel Ciolacu a spus întotdeauna că nu are dușmani în politică, ci are adversari. Noi am avut o retorică din partea opozanților noștri dusă la un extrem
pe care acum cred că îl regretă. Și cred că domnul Câțu e printre primii care regretă poziționarea respectivă, pentru că, uite, ești în situația în care să negociezi cu oameni pe care i-ai fi vrut scoși de pe scena politică și dispărând în neant. Nu, Partidul Social Democrat este un partid serios și cu atât mai mult acum decât atunci când puteam să primim acuze legate de aspecte corecte, nu față de cele spuse hazardat. Vreau să vă zic că poziția pe care a exprimat-o și Marcel Ciolacu și cea pe care o știu și eu și e publică de ceva vreme este că întâi discutăm pe program de guvernare, întâi discutăm pe măsurile pe care trebuie să le ia un eventual guvern începând chiar din a doua zi de când este investit și abia apoi să vorbim despre oameni, funcții, poziții, instanțe și așa mai departe. Nu este o fugă de, după poziții. Apreciez echilibrul UDMR-ului și iarăși dacă va fi să fie o alianță de guvernare pentru o perioadă, vedem cât de lungă, între PNL și PSD, UDMR nu are de ce să fie exclus, pentru că odată reprezintă acel echilibru probabil absent pe malurile Dâmboviței din când în când, iar în al doilea rând o majoritate cât mai mare ne poate duce cu gândul și la niște reforme mai profunde pe care le-ar putea lua o asemenea alianță, le-ar putea face o asemenea alianță în România. Vă gândiți la Constituție? Constituție, administrație, reformă administrativă, sunt foarte multe lucruri care trenează datorită sau din cauza acestor neînțelegeri între diversi actori politici. Am mai avut și noi o încercare pe care lumea tinde să ne-o scoată acum în fața, acel USL. Acel USL a guvernat foarte bine, dacă lumea ține minte. A fost tot o criză de lider atunci. Mă rog, a fost o alianță electorală, nu este cazul celei de acum, dar maturitatea dobândită în timp, după niște ani, sper să ducă la niște rezultate mult mai bune decât au fost în plan politic, zic, și în planul înțelegerii între parteneri. E o chestiune de matematică. Anul trecut la alegerile parlamentare, PSD a avut mai multe procente decât a avut PNL și de aceea vă întreb cât de mult își dorește Partidul Social Democrat să aibă premier odată bătută palma cu PNL? Este o chestiune de principiu, pentru că suntem într-un moment în care să spunem că dăm un reset la scena politică și încercăm să luăm în calcul rezultatul alegerilor din 2020. Atunci era firesc ca domnul Iohannis să nu fi luat totul în miză personală și să fi dat mandatul de a face un guvern partidului care a câștigat alegerile și acela a fost Partidul Social Democrat. Noi ne gândim plecând de atunci că lucrurile electoral nu s-au schimbat în Parlament și că ar trebui ca Partidul Social Democrat să privească această nominalizare. Sigur că este un subiect de negociere dacă se va ajunge acolo, dar Partidul Social Democrat e îndreptățit să aibă această pretenție și nu este o pretenție pe sensul vânării de funcții, ci pur și simplu așa a rezultat din voința românilor. Domnule Gliga, ar fi dispus PNL să renunțe la premier ca să mă scoată România din criză în momentul acesta, din criza politică în care se află și nu numai? PNL, nu știu cum se va încheia ecuația parlamentară, cum se vor stabili majoritățile care vor forma un guvern, ceea ce îmi doresc eu pentru perioada următoare și cred că și sunt convins că și toți colegii mei, este o guvernare cu stabilitate, o guvernare stabilă, o guvernare care să iasă din logica hărțuierii permanente și să urmărească, în primul rând, rezolvarea nevoilor oamenilor, dincolo de dorințele de partid, dincolo de lupele concentrate pe procente pentru anii viitori. Deci trebuie să ieșim din această logică a nevoii individuale a fiecărui partid și să privim realitatea așa cum este ea. De acolo încolo, ce pot să spun? Nu știu unde va ajunge și ce vor decide colegii noștri în grituiți să facă acest lucru și împuterniciți de către partid să facă acest lucru, dar cu siguranță vor urmări asigurarea unei asemenea stabilități pentru perioada următoare. Ce faceți cu aripa Orban, domnule Gliga? Vedeți că și domnul Zocăr i-a spus că
Aveți o vulnerabilitate acolo, pleacă parlamentarii din grupurile PNL. Să știți că aici sunt de acord, dar cu o anumită nuanță cu domnul Romașcanu. Aș nuanța puțin, pentru că această marotă nu există USL. Se folosește acum în scop propagandistic și de către unii colegi ai noștri și de către foști colegi de guvernare, depinde, dar nu există acest USL și totodată nu există o colaborare și o discuții cu abordate matur și cu maturitate politică cu Partidul Social Democrat. Asta nu înseamnă că nu rămânem adversari pentru viitor. Trebuie să ne înțelegem în această privință, iar cât privește și aceste abordări oarecum sectare din Partidul Național Liberal, le tratăm așa cum le-am tratat de-a lungul timpului, pentru că n-ar fi prima dată și la toate partidele s-au întâmplat aceste lucruri, aceste supărări. Unii vor reveni probabil la sentimente mai bune, alții vor rămâne supărați, vom vedea. Noi ne-am dorit ca toți să revină la sentimente mai bune și să înțeleagă că un ciclu de alegeri este un ciclu de alegeri și toată lumea are loc în partid. Pe de altă parte, revin la acest subiect al USL. Cred că nimeni, nici din Partidul Național Liberal și nici din celelalte formațiuni pretinse de dreapta, nu știu mai bine decât noi ce înseamnă să te bați cu USL. Noi cel puțin de aici de la Cluj. Și foarte mulți colegi ai noștri, foarte mulți lideri de ai noștri din țară și din Parlament. Știm foarte bine ce înseamnă să te bați și cu USL, știm foarte bine ce înseamnă să și câștigi împotriva USL și pentru că a fost totuși și poate cea mai mare alianță politico-mediatică din istoria. Eu nu știu să fi fost una mai mare, așa cum a fost ea definită în 2012-2019-2012. Dar asta ține de istorie. Noi trebuie să privim, să ne uităm ce avem în față și ce trebuie să facem în momentul de față și trebuie asigurat o guvernare echilibrată, stabilă, care să privească toate nevoile. Și noi să nu credeți că PNL-ul nu și-ar fi dorit să câștige alegerile cu 50% plus 1. Ar fi dorit foarte bine să guverneze singur, fără nicio problemă. Asta. Dar populația României a stabilit altfel la vot și vox populi, vox dei. Despre asta vorbim până la urmă. Dacă nu am putut să păstrăm o majoritate fragilă, așa cum a fost ea, cu, să zicem, abordări diverse, abordări mai mult sau mai puțin mature, ca să spun așa, să încerc să mă exprim cât mai elegant, atunci va trebui să vedem cum asigurăm altfel această guvernare, pentru că urmează o perioadă dură, urmează o perioadă cu crize majore, nu doar în România, că nu vorbim doar de România, pentru că vorbim de piețe interconectate, vorbim de o situație pandemică de asemenea la nivel mondial și cu un impact major în țara noastră în momentul de față. Deci aceste lucruri trebuie gestionate, nu pot fi gestionate nici cu situații interimare, nici cu guvern cu puteri limitate. Trebuie gestionate rațional. Urmări, sigur, domnule Gliga, ce se va întâmpla. Totuși asta cu ideologia, nu știu dacă n-ar trebui puțin discutată. Domnule Zocăriaș, stânga cu dreapta. E normal? Sigur, am mai fost, am vorbit de USL, am mai fost și în Germania, dar parcă nu asta se învață la școală, la orele de științe politice. Asta așa este, nu asta se învață, dar am văzut când a guvernat PSD-ul, a luat decizii de dreapta din punct de vedere economic, respectiv când am guvernat împreună cu PNL-ul sau guvernat PNL-ul, s-au luat decizii de stânga, adică populiste. Deci la ora actuală nu cred că mai există foarte mari doctrine în partidele politice și aici nu mă refer numai la noi în țară, ci în întreaga Uniune Europeană. Aceste doctrine sunt undeva lăsate în urmă. Și atunci interesul țării, interesul partidelor, interesul oamenilor, până la urma urmei, decid unele majorități. Și, într-adevăr, azi suntem într-o situație când
aceste doctrine nu mai sunt atât de importante, ci mult mai important este să avem un guvern stabil, să avem un guvern care poate să ia decizii și nu trebuie să uităm că în următorii 7-8 ani România poate beneficia undeva la 80 de miliarde de euro pentru a investi. A investi în autostrăzi, în cale ferată, în infrastructura de sănătate, în infrastructura din învățământ și așa mai departe. Și atunci nu ne putem juca. Avem guvern pe 8 luni de zile, avem o majoritate foarte, foarte fragilă, cineva se supără și ia jucările și pleacă. Dacă continuăm așa, nici PNRR-ul nu o să fie, banii din PNRR nu o să fie consumați, nici perioada de finanțare 2021-2027 nu o să fie un succes și probabil nici proiectul Salini nu se va realiza. Deci doctrina trebuie lăsată acum deoparte, trebuie să fim stabili mental, trebuie să avem, să fim foarte echilibrați și să ne intereseze interesul oamenilor și interesul țării. Domnule Zocoriaș, ați avut 8 luni de coaliție cu USR. Domnul Gliga spunea de lipsă de maturitate și înțeleg că săgeata mergea către cei de la USR. Dumneavoastră a spus că unii își iau jucăriile și pleacă din nou. M-am gândit tot la USR. De ce este nefrecventabil acest USR? Păi, probabil pentru că așa s-au comportat. Deci așa s-a văzut, că așa se comportă. Nu poți lega o guvernare de o singură persoană sau de două persoane. Bineînțeles, nici nouă DMR-ului nu ne-ar conveni ca să vină cineva și să ne spună schimbă-ți ministru. Dar, dacă după o analiză am ajunge la concluzia că trebuie schimbat, sunt sigur că l-am schimbat și n-am părăsit o coaliție care a fost gândită pentru 4 ani de zile. Pentru că noi anul trecut, în decembrie, când am negociat programul de guvernare și s-a discutat despre această coaliție și am bătut palma, noi am gândit foarte serios că până în 2024, mai ales că în perioada asta nu existau niciun fel de alegeri, nici prezidențiale, nici locale, nici europarlamentare, bineînțeles nici parlamentare, noi ne-am gândit foarte clar că iată, sunt 4 ani de zile când se poate construi. Când se poate construi foarte clar și putem dezvolta această țară. După 9 luni de zile sau 8 luni de zile s-a destrămat coaliția. Deci probabil de aceea simt oamenii, am simțit și noi această chestie. Nu vreau să spun că n-am colaborat cu miniștrii USR-ului. Nu, pe departe nu spun chestia asta. Pentru am colaborat și au fost câțiva miniștri cu care am colaborat chiar foarte bine. Dar nu poți, mă repet, nu poți să legi o coaliție de o persoană sau de două persoane. Domnule Lucian Romașcanu, vi se pare și dumneavoastră că USR este nefrecventabil, că are o problemă și că nu se potrivește în contextul acesta cu partidele mai vechi, cu politicieni cu experiență? Să știți că evoluează și dumnealor și eu știu din mandatul trecut când ei erau titularii de vuvuzele și boxe în ședințe și mergeau cu camera telefonului peste tot. Nu au, e evident că nu au experiența dialogului, nu au experiența negocierii. Venind din bula lor socială, de social media, acolo, sigur că te încurajează toți ai tăi să fii intransigent. Lucrurile nu pot funcționa așa în politică dintr-un simplu fapt, că totul se decide la vot. Și dacă nu negociezi și nu ești suficient de inteligent încât să înțelegi că politica bine făcută este arta compromisului corect, atunci nu prea vei găsi parteneri. Eu aș vrea totuși să fac o mică reparație la discursul domnului de la UDMR, Zocoria, și înțeleg că eu nu știu să pronunț foarte bine, e vorba de Benedek, numele de familie. Domnul Benedek. Este adevărat, Partidul Social Democrat, și nu trebuie să uităm acest lucru, a luat măsuri extrem de importante de dreapta. A fost acea taxare cu 1% pe cifra de afacere, au fost 5% pe dividende, au fost foarte multe lucruri care au încurajat crearea de valoare care pe urmă să fie distribuită. Dar nu aș spune măsurile, n-au fost populiste, măsurile de stânga nu sunt populiste sau tind să nu fie populiste. A da salarii, a da lupta cu salariul mediu, minim, care e câștigată cam pe peste tot, inclusiv în Statele Unite se discută, a fost o mișcare extrem de bună a Partidului Social Democrat și acum am rămas în urmă la chestiunea asta. Deci trebuie să creezi valoare după care să o distribui corect.
Domnul Câțu n-a înțeles acest lucru, din păcate, și nu vreau să critic colegii care s-ar putea să fie de mâine parteneri, dar domnul Câțu a avut mare eror de guvernare și încă e dator cu niște explicații legate de împrumuturi, legate de multe, de rectificări. Sunt lucruri pe care va trebui să le spună dacă va vrea să mergem înainte chiar în cadrul discuțiilor dintre partide. Domnule Rumașcanu, dacă tot vorbim despre domnul Câțu, l-ați dori ca premier în fața unei alianțe, stând în fața unei alianțe PNL-PSD-UDMR? L-ați vedea în continuare premier? Ca să fiu un bun soldat al Partidului Social Democrat, voi spune și eu ca președintele Ciolacu. Din punctul meu de vedere, nu. Și argumentul este acela că domnul Câțu a reușit unic, probabil, nu știu toate guvernele, că în România cam a fost un guvern la un an cu regi, am reușit să stăm la un loc. Nu cred că a existat un premier care să aducă mai mult ca domnul Câțu împotrivă. 281 e un scor care n-ar trebui să-l recomande pentru încă o dată o poziție de premier. Este președinte de partid, are foarte multe lucruri pe care poate să le facă în politică, dar eu nu cred că ar fi o propunere bună de prim-ministru. Dar ați pus un disclaimer acolo, să fiți un soldat disciplinat. Dacă ați fi indisciplinat, ați spune vreau Câțu? Nu. Disciplinat înseamnă să spun că e părerea mea și nu a partidului. Nu s-a decis. Noi avem o conducere colegială de vreo 2 ani încoace, iar toate deciziile se iau în forurile noastre, care sunt suficient de large încât să cuprindă toate punctele de vedere, iar la sfârșit se votează. Am mai șazardat să spun eu ceva care să sune a fi o decizie a partidului, că nu s-a luat. Dar din punctul meu de vedere, nu văd să fie o soluție, domnul Câțu. Da, vreau să vă întreb, să rămânem puțin la USR, să vă întreb dacă nu cumva opoziția i-ar ajuta, având în vedere sigur că ați spus că i-ați văzut în opoziție în mandatul trecut și că ei se manifestau într-un anumit fel. Îi ajută dacă se întorc în opoziție acum? Îi ajută, cum să spun eu, conjunctural. Opoziția are acest dar pe care îl face partidul, dar le crește scorurile politice. Noi am vrut să creștem organic. Sigur că am profitat și noi de conjunctura opoziției, dar am avut în permanență idei, am avut în permanență programe în oglindă, fie că a fost vorba de buget, de strategia pe sănătate, am venit tot timpul cu soluții în Parlament, am avut plafonarea la prețuri, am avut foarte multe lucruri care ne-au fundamentat poziția de opozant rezonabil și conștient. USR-ul, dacă va face doar scandal și nu va participa la decizii corecte, cum au existat decizii în mandatul trecut, de orice vine de la aia, vă votați. Asta nu e un fel de a face politică. Iarăși am avut surpriza la începuturi, când deja mergeau nu pe cai mari, ci pe avioane cu reacție, să vorbesc cu colegii în Parlament, să încercăm să negociem ceva, să spunem, nu, nu se poate cu voi, nici nu suntem de vorbă. Nu așa se face, din păcate, pentru că până la urmă eu nu sunt dușmanul nimănui de la USR sau de la PNL sau de oriunde. Adversari pot fi. Dar în același timp, să nu uităm a dată ajuns în Parlament, și asta nu e populist ce spun acum sau demagogie. Toți reprezentăm niște oameni care și-au pus niște speranțe. Și un om care m-a votat pe mine nu e nici mai slab, nici mai deștept decât un om care l-a votat pe domnul Benedek sau pe alți colegi. Și atunci când ești acolo la masa puterii, trebuie să te gândești că deasupra ta nu e decât Dumnezeu și de tine depinde bunăstarea sau nu oamenilor. Și atunci negociezi și atunci discuți. Dacă îți pleacă mintea de acasă, te porți cum am mai văzut că se întâmplă. Mulțumesc. Domnule Rumașcanu, înțeleg că trebuie să ieșiți pentru că... Pot să mai stau 5 minute dacă... Ok, bun. Domnule Grig, aceeași întrebare, dacă vi se pare că USR este ajutată de situația aceasta, de o eventuală retragere în opoziție? Să știți că de multe ori m-am gândit și așa, am stat și m-am uitat, nefiind foarte sigur că USR prea cu neapărat la guvernare. Pentru că dacă mă uit la abordările din ultime, inclusiv la ieșirea de la guvernare, care n-a fost un motiv de ieșire, a fost un pretext de ieșire, pare mai mult a fi un pretext. Totodată, la moțiunea depusă de PSD, normal, că orice partid de opoziție își dorește să treacă o astfel de moțiune, pentru că pentru asta luptă și este un instrument foarte
foarte determinant așa pentru partidele din opoziție. În ori USR a făcut cadou această moțiune, acest vot. Da, vedeți, astăzi Florin Câțu a spus că se gândește foarte serios la această alianță cu PSD și a dat vina pe foștii parteneri de la USR pentru că au votat acea moțiune, dar și PSD a votat aceeași moțiune. Le era firesc domnul Răspoc să voteze PSD-ul. A depus-o și a fost partid în opoziție cu majoritatea parlamentară. Adică nu era o chestiune nefirească, să ne înțelegem. Și PNL-ul, atunci când se află în opoziție, se bucură atunci când îi trece o astfel de moțiune și poate să facă să-și impună punctul de vedere în Parlament. Nu e o chestiune nefirească. Nefiresc este ca din interiorul coaliției să te apuci să faci cadou opoziției o astfel de moțiune și să dărâmi un guvern cu care după aia clamezi că vrei să mergi mai departe, dar în condiții, în condiții pe care le pui în prealabil și înainte de orice altă discuție. Este puțin ciudat. Noi ne-am dorit tot timpul această alianță și de asta am fost și la nivel de discurs din partea din PNL-ul și majoritatea liderilor PNL au fost foarte rezervați în discuții sau în remarci acide în relația cu foștii parteneri de la USR. Însă, da, trebuie să ne gândim și trebuie să vedem lucrurile pe ce urmează în perioada următoare. Pentru că, da, cred că... Repet, sunt de implementat proiecte, sunt PNRR-ul nu așteaptă, sunt condiții puse în PNRR, pe de o parte, un guvern cu puteri limitate nu poate să ducă aceste lucruri cu o eficiență așa cum se cere. Pe de altă parte, colaborarea cu DMR, și vreau așa să menționez, noi aici de la Cluj o știm foarte bine și pentru noi este un partener loial și un stâlp de stabilitate în administrația din oraș și din județ. Și un partener cu care se pot dezvolta proiecte pe termen lung. Îmi dați voi să observ că pentru că nu vă iese din cuvânt, la cel puțin la primăria Cluj-Napoca, UDMR nu iese din cuvântul PNL, așa că n-are cum să intre în conflict. Da, mergem la domnul Benedec. Îmi cer scuze că v-am spus zocoriaș de mai multe ori. A fost confuzia mea legată de numele dumneavoastră. Ați văzut că domnul Claus Iohannis a ieșit și ne-a dat așa o informație despre școală de mâine, sigur, mâine se vor lua măsurile. De luni începe școala, nu se știe încă exact în ce format și asta pentru că, a spus domnia sa, se va lega situația școlilor de vaccinarea profesorilor. Ce părere aveți despre asta? Eu zic că profesorii sunt o categorie care probabil conduc în România din punct de vedere al vaccinărilor. Dacă am înțeles eu bine, sunt peste 60%. Dacă nu se vaccinează și părinții, și am văzut ce s-a întâmplat, majoritatea copiilor au venit de acasă bolnavi, nu s-au îmbolnăvit la școală. Și eu aș vedea două variante. Una, sau să fie la școală fizic, ceea ce ar fi foarte bine, sau dacă nu online. Pentru că acel hibrid cu care s-a încercat și în unele zone a funcționat, în altele nu, nu este benefic nici pentru elevi, nici pentru profesor, pentru absolut nimeni. Să avem un sistem hibrid. Deci bun, dar ar trebui obligați profesorii care nu s-au vaccinat încă să se vaccineze pentru ca școala să poată avea loc în format fizic? Deci, încă o dată, dacă se vaccinează numai profesorii din cele trei elemente, că vorbim de profesori, nu? De cadre didactice, vorbim de copii și vorbim, sau tineret, și vorbim de părinți. Dacă numai un element este din aceste trei vaccinat, nu ajungem la niciun rezultat. Deci ar trebui cât mai mulți părinți să se vaccineze, bineînțeles tinerii peste 16 ani, cât mai mulți. Deci asta poate ar fi o soluție. Dar să se vaccineze numai profesorii, nu cred că o să ducă la rezultate. Da, interesant. Domnule Rămașcanu, ce părere aveți? Ce ar trebui făcut? Părerea mea este că ăsta e un lucru extrem de important și vreau, eu am intrat târziu în politică, am 27 de ani de lucru în mediul privat, vreau să și facem ceea ce declarăm pe toate drumurile, că educația și sănătatea sunt cele mai importante, chiar îmi doresc să văd
că școala își redobândește prestigiul pe care l-a avut pe vremea mea, când ne uitam la profesori cu cel mai mare respect. Părinții și profesorii erau extrem de importanți, medicul la fel. Acum am greșit fundamental în abordarea școlii, având planuri de reacție și nu de proacție. Nu s-a gândit nimeni în iulie ce să facă cu școala în septembrie, din păcate, și ca dovadă n-avem nici acum testele non-invazive pentru copii, care în țările la care ne uităm cu respect se întâmplă de 3 ori pe săptămână. Nu avem asigurat infracția școală, cât e ea de, cum să spune, neperformantă școala online, totuși e un substitut în condiții de extremă urgență. Mi-aș dori măsuri care să nu fie vândute de ceva fiind altceva. Această vacanță a fost pur și simplu o metodă de a nu da bani părinților care să se dea cu copiii și este un lucru pe care iarăși îl putem blama. Vreau să văd teste foarte repede, vreau mesaje și vrem mesaje credibile de la oameni care înseamnă repere. Nu poți, și asta vă spun cu toată, cum să spun eu, înțelegerea termenului. Eu fac parte acum dintr-o clasă politică în care are încredere mai puțin de 10% din populație. Nu poți să pui un politician să ducă mesajul vaccinării, că nu o să-l creadă nimeni. Să ducem vector de imagine în care lumea are încredere și pe diversele tipuri de comunități care refuză sau nu sunt hotărâte să înțeleagă că vaccinarea e o soluție. Vaccinare, testare și medicamente în spitale, astfel încât medicii de familie în farmacii și în spitale, dar și în farmacii, astfel încât medicii de familie să-și îndeplinească menirea lor de prima linie de tratament cu bolnavii, să nu mai avem ATI-urile pline cu oameni care ajung în a 10-a zi acolo. Deci sunt lucruri foarte importante de făcut. Le avem și în liniile noastre de negociere cu Partidul Național Liberal și trebuie implementate cu cea mai mare viteză, pentru că suntem, într-adevăr, în urmă față de ceea ce am vrea să fim. Da, acum chiar vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, domnule Lucian Romașcanu. Rămân cu domnul Florin Gliga, pe care îl întreb tot despre vaccinare în rândul profesorilor. Dar iată, domnul Benedek spunea și despre copii. Sigur, acum se pot vaccina copiii între 6 și 11 ani deja. Vorbea despre părinți în aceeași măsură. Sigur, copiii se întâlnesc cu părinții și cu profesorii, probabil aproape în proporții aproape egale. Ce e de făcut? Ce să fie de făcut? Trebuie să se lămurească toată lumea că cea mai bună politică în acest sens este vaccinarea. Cea mai bună protecție o asigură vaccinarea, pentru că toate aceste... Am avut o perioadă în care, o perioadă lungă, ce-i drept, în care diferite forțe și politice și din alte zone civile, ca să spun așa, din zona civică, au acționat foarte mult în campanii foarte susținute împotriva vaccinării. Însă, acum văd tot mai mulți din cei care au avut aceste abordări și au susținut vehement refuzul vaccinării, trecând prin boală și trecând prin situații extreme, și-au dat seama că au greșit. Deci trebuie să încurajăm populația să se vaccineze, pentru că este cea mai bună protecție și pentru ei, pentru fiecare persoană în parte, și pentru ei ca persoană, și pentru sistemul medical. Această aglomerare în sistemul medical duce totodată la probleme majore și la imposibilitatea asigurării unui act medical corespunzător, ca să spun așa. Vaccinați-vă. Asta trebuie să transmitem pe toate canalele și din toate mediile, ca lumea să se vaccineze pentru a-și asigura protecția și pentru a dobândi o imunitate de grup pe cale științifică, pe baza științei și nu pe cale naturală, care înseamnă o loterie. Scapă cine poate. Domnule Benedek, mai sunteți cu noi? Da, bineînțeles. O ultima mea întrebare ar fi dacă statul ar trebui să intervină, ar trebui să cenzureze în vreun fel mesajele care nu sunt bazate pe știință. Nu se poate să fie aceste cenzurate. Eu, de exemplu, am primit, cred că, peste 4-5.000 de mesaje ca să nu votez cartea verde, ca să mă opun vaccinării.
dar n-am primit niciun mesaj ca să mă vaccinez sau să votez cartea verde. Deci poate aici ar trebui în aceste mesaje, în aceste transmisii, în comunicare ar trebui să ne îmbunătățim foarte mult. Foarte mult, pentru că statistic sunt undeva la 25-30% probabil maxim cetățeni care sunt anti-vaccin. Dar sunt mult mai zgomotoși, între ghilimele, decât ceilalți 70%. Și aici ar trebui să existe un echilibru și poate atunci se poate face un pas înainte. Și cum zicea și colegul Romașcanu, probabil nu politicul ar trebui să fie comunicatorul în acest domeniu, ci specialiștii, medicii, cei implicați, cei care științific au o bază științifică și pot să aducă argumente științifice ce înseamnă o vaccinare sau ce înseamnă a nu te vaccina. Pentru că noi care suntem în politic, eu de exemplu sunt inginer constructor, despre construcții pot vorbi, dar despre vaccin, da, și părerea mea este, dar este o părere de amator, că trebuie să ne vaccinăm. Am ajuns să ne pricepem toți la vaccin, exact, și la toate. La toți virus, la toate. Ca la fotbal, da. Și la politică. Exact, exact. Da. Și asta este un păcat, pentru că avem foarte mulți specialiști buni în domeniu și ar trebui ca ei să iasă la rampă, să fie ajutați în primul rând sau lăsați să iasă la rampă și ei să spună, ei să comunice ce înseamnă problema asta a sănătății. Mulțumesc foarte mult! Asta a fost prima parte a emisiunii. Am avut alături de noi pe Lucian Romașcanu de la PSD, Florin Gliga de la PNL și Benedek Zocăriaș de la UDMR. Domnilor, mulțumesc foarte mult! Trecem acum la partea a doua, în care nu vom mai avea politicieni, ci un analist, Radu Albu Comănescu, cadru didactic la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai. Domnule Albu Comănescu, vă salut! Bună seara! Oare ați urmărit ce se întâmplă până la ultima secundă? Pentru că spuneam că ce e valabil în clipa asta, peste două minute s-ar putea să nu mai fie. Se schimbă totul foarte repede în ceea ce privește actualitatea politică. A ieșit domnul Iohannis și ne-a spus în această seară că nu mai dorește nici măcar o discuție despre guvern minoritar și că își dorește să desemneze un premier după ce va exista o majoritate asumată, iar noi am observat sigur că domnia sa l-a desemnat pe Dacian Cioloș, apoi pe domnul Ciucă, care n-aveau oricum perspective de a face guverne cu majoritate asumată. Ce s-a schimbat la domnul Iohannis de când a desemnat doi premieri și până în seara aceasta? Cred că inițial exista un alt calcul și calculul era făcut în ideea refacerii coaliției sub o formă sau alta, dar cu atenuarea prezenței USR-ului, căruia probabil urma să îi se dea o lecție tocmai pentru că a contribuit la ruperea coaliției în lunile trecute. Ce s-a întâmplat în schimb, s-ar putea ca acest joc de echilibru pe care președintele Iohannis să-l fi încercat o vreme, să fi fost alterat tocmai de negocierile tot mai interesante dintre Florin Câțu și Ciolacu. Deci suntem puși într-un experiment, practic, în care vedem o soluție găsită într-o democrație originală sau semi-originală, pentru că noi am avut și în trecut asemenea opțiuni. Un prim-ministru, pardon, prin rotație la 2 ani, era un pic practica guvernamentală între liberali și conservatori în perioada lui Carol I. Deci nu ne îndepărtăm de un model foarte cunoscut politice românești la un moment dat. Dar cred că președintele Iohannis a obosit văzând opțiunile care se deschid și se închid. Și tocmai mă gândeam zilele trecute, dacă cei care nu au fost la Transylvania Open și nu au trebuit să-și mute privirea dintr-o parte în alta urmărind mingea, cred că în acest moment au avut exact aceeași oportunitate de a urmări pasarea de la unii la alții, de la USR la PNL, a opțiunilor, a ideilor, a formulelor, într-un mod pe care Florin Câțu îl integrează destul de orientat înspre sine.
ar trebui să spun, pentru că vedem foarte clar că în glumă, în neglumă, le-a repetat și celor de la USR că dorește să revină pe poziția de premier. Ceea ce Dacian Cioloș a respins-o totuși cu o anumită formă de umor. În schimb, PSD-ul, care continuă să reclame o anumită legitimitate a poziției ca prim partid în Parlament, deci a poziției de prim-ministru, prelund-o sub aripa lor, s-ar putea să facă niște concesii pe care USR-ul nu este pregătit să le facă. Deci suntem într-o zonă deocamdată confuză și nu mă miră. Dar ce are de câștigat PSD dacă intră la guvernare alături de PNL și UDMR? Multe ministere. Multe ministere. Și bani din PNRR, nu? Bani din PNRR, absolut, din Angel Salini. Dirijar, da. Finanțarea primăriilor care sunt finanțarea, știm bine, prin ajutorare, prin împingere din spate a multor primării care sunt sub zodia PSD și un exercițiu politic care îi apropie totuși, să nu uităm, de o zonă mai familiară, nu de a rămâne în opoziție, mai familiară din perspectiva alegerilor care urmează să aibă loc. Deci este un calcul cu o bătaie mai lungă, așa cum PNL-ul nu mai știe să facă. Și întrebarea este în ce măsură PNL-ul va putea supraviețui politic dacă alianța cu PSD-ul va provoca rupturi în interior. Da, asta era. Se discută destul de mult despre faptul că s-ar putea printr-o alianță cu PSD PNL-ul să-și semneze, nu știu dacă neapărat decesul sau oricum o cădere dramatică, pentru că să nu uităm, a câștigat ce a câștigat la alegerile trecute, da? Mergând tocmai pe acest refren anti-PSD. Tocmai. Deci există decredibilizare și există o anumită delegitimare a poziției PNL care ajunge la negocieri de dragul puterii, dar întrebarea este de dragul puterii cui, pentru că îl vedem pe Florin Câțu, cel mai mult interesat de această alianță pe care o declara foarte promițătoare și foarte productivă acum câteva ore ieșind de la negocieri. Bun, firește, vor fi voci care vor spune, este o alianță de circumstanță, în aceeași măsură în care USR-ul a făcut-o, să nu uităm că și USR-ul a mers pe barca PSD și atunci au avut exact opțiuni la fel de discutabile, dar noi contribuim cu o anumită maturitate la crearea unui guvern de stabilitate într-o perioadă de criză sanitară. Este ceea ce la un moment dat Ciolacu visa, un guvern de Uniune Națională, mai cu premier PSD sau nu avea importanță, dar important era ca PSD-ul să devină parte din procesul politic și parte a puterii active în acest moment în România. Păi și-a uitat domnul Ciolacu că spunea acum câteva săptămâni că vrea anticipate cu tot din adinsul? Suntem în scenariu în care președintele Iohannis ar putea să dizolve Parlamentul. Da, mie îmi place tot timpul să o citesc pe Marta Bibescu cu privire la politicieni, care spunea undeva în anii 30, scrieți opinia unui politician pe o foaie de hârtie, alături notați contrariul, apoi așteptați. Și este exact ce se întâmplă. Deci nu vedem o constanță în poziționare. Este o formulă care îmi place foarte mult, se potrivește, e absolut impecabilă în politica românească, dar atenție, nu devine doar potrivită politice românești, o găsesc și la case mai mari și se va repeta. Politici deja. În general, nu? Suntem da, în... Da. Da. Pentru că aici navigăm pe oportunități, ca să nu spun oportunisme. Pentru că, firește, tot contextul e destul de instabil. Într-o pandemie nu avem o guvernare stabilă, ținând cont și de diminuarea simpatiilor publice, de impactul pe care îl au restricțiile asupra cetățenilor. Vedem o creștere a partidului AUR la cote pe care nu le-am fi imaginat nici în 2019-2020. Deci nu suntem într-o zonă bună, dar ea nu vine pe o filieră ideologică. Ea vine pe o filieră de manifestații sau emoționale. Suntem împotriva politicilor actuale, suntem împotriva guvernului actual. Fără să se calculeze pagubele create de asemenea afilieri emoționale care nu duc deloc către o poziționare corectă în ceea ce privește obținerea unei guvernanțe credibile în România. Pentru că acolo suntem și asta dorim până la urmă.
nu mai contează deloc. Ați văzut, oare, adică e posibil să fi văzut în prima parte a emisiunii că spuneau invitații mei că nu mai contează ideologia. N-a contat ce-i drept nici în Germania atât de mult, n-a contat nici pe vremea USL-ului, dar cu toate astea, stânga cu dreapta confuzează până la urmă, cred, alegătorul, cetățeanul. Da, bun, dezideologizarea în sine e un proces care a început cu 40 de ani și se mergea pe o idee de eficientizare a guvernării pentru obținerea unui standard de viață mai bun, folosindu-se politici și de dreapta și de stânga alternativ sau probabil într-o combinație, așa cum a făcut-o Tony Blair, etichetată voit centristă. Problema cu dezideologizarea până la urmă ține de exact transformarea ei într-o confuzie. În ce sens? Nu mai are sens să apelezi la nici unul din partide pentru că toate fac aceeași politică. Și atunci, până la urmă, identitatea politică a partidelor se pierde și este exact ceea ce generează partidele antisistem, curentele antisistem și duc la degradarea întregului aparat politic dintr-o țară. O vedem nu doar la noi, vedem tot ce s-a întâmplat în Europa. În ultimii 5-7 ani vine pe această filieră. Cu excese de stânga, cu excese de dreapta sau cu populisme de centru, cum este de pildă cel creat de Emmanuel Macron în Franța. Bun, haideți să ne oprim puțin la USR, care probabil că va rămâne în opoziție. Unu, vreau să vă întreb de ce este nefrecventabil pentru partidele tradiționale. Am văzut tot în emisiunea de astăzi că spunea unul dintre invitați că este vorba de lipsă de maturitate. Altul spunea că și-au luat jucăriile și-a plecat, ceea ce înseamnă tot același lucru. De ce este nefrecventabil USR pentru PSD? De ce este nefrecventabil pentru PNL? Cred că acum, după atâția ani, putem avea un diagnostic un pic mai corect cu privire la USR și modul în care înțelege procesul politic. USR-ul are, din perspectiva electoratului și apoi din perspectiva mecanismelor de guvernare, are două probleme. Nu îi place guvernarea, îi place postura morală, dar nu implicarea la guvernare, pentru că, o putem spune deja deschis, nu are suficiente resurse umane. Nu pot să spun că am fost impresionat de lista de miniștri propuși de Dacian Cioloș în momentul în care a fost desemnat premier. Lăsați-mă să spun ceva, că cei de la USR au ieșit de la guvernare pentru că a fost îndepărtat Stelian Ion. Dar când a venit Dacian Cioloș cu lista, însuși Dacian Cioloș și USR-ul îndepărtaseră un alt ministru care exista, nu știu dacă ați observat, care funcționa sub Florin Câțu, și anume Ciprian Teleman. Nu se mai regăsea pe lista aceea. Practic, ei, cei de la USR, l-au dat afară. L-au dat afară și mă uitam la poziția, mă rog, la ministerele regaliene, cum sunt numite, cele care țin de competențele supreme ale statului. Ce m-a frapat pe mine a fost nominalizarea lui Dan Barna ca ministru al afacerilor externe. Este un personaj cu nu neapărat lipsit de carismă, ca să fiu politicos, dar care nu relaționează bine. Deci, între relații externe și personalitatea celui nominalizat era o discrepanță mult prea mare, încât începeai să te întrebi dacă acest guvern propus avea credibilitate conceptuală sau nu. În al doilea rând, USR-ul fuge de guvernare. Am văzut acest lucru spuneam că mai degrabă îmbrățișează postura morală, dar am văzut acest lucru în 2019, după alegerile din mai 2019, europarlamentarele, când USR-ul era validat practic ca direcție de curentul din societatea românească și refuza să intre în procesul politic, spunând că nu dorește să își altereze. Nu-i nimic, se întoarce acum în opoziție probabil, poate exact. o să-i fie bine, poate cifrele din sondaj o să arate mai bine pentru USR în perioada următoare. În măsura în care se vor alia unor principii sau vor promova niște principii care au priză mai mare la publicul românesc, pentru că știm bine că USR-ul are totuși o zonă sau un segment de valori nu neapărat compatibil cu majoritatea țării, ci mai degrabă cu zona urbană progresistă sau care merge pe o anumită
pe un anumit decalc occidental, ca să nu Radu Albu-Comănescu, da. Din păcate timpul s-a terminat. Aș mai pune o singură întrebare la care vreau un răspuns cu da sau nu. Mai are șanse Florin Câțu să fie premier, premierul demis cu 281 de voturi la moțiunea de cenzură? Da sau da. Nu? Da. Bun. Bine, mulțumesc Radu Albu-Comănescu, cadru didactic Studii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru analiza pe care ați făcut-o. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sunt Ionel Lespuc. Salutul meu obișnuit. Alege știința, alege să te vaccinezi. Toate cele bune. La revedere.